Salutare tuturor și vă urez bun venit la un nou episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele, locul unde savurăm o cafea bună și discutăm despre business, hobby-uri, pasiuni și viața dincolo de microscop. Dacă îți place acest podcast și vrei să ne susții, am o mică rugăminte pentru tine. Fă o pauză pentru a ne acorda 5 stele în librăria audio în care ne asculți sau un like și subscribe dacă ne urmărești pe YouTube. Apreciem mult ajutorul tău, fără de care nu am putea să creștem sau să dezvoltăm această platformă. Energia noastră vine mereu de la cele mai bune cafele din țară, pe care evident nu vrem să le păstrăm doar pentru noi, ci vrem să le împărtășim cu voi, ascultătorii noștri. Sponsorul episodului de astăzi este Olivo Coffee Roasters. Începând cu anul 2012, noi cei din Cluj-Napoca ne putem bucura de o cafea excelentă, născută din pasiunea pentru aromele exotice din bob și responsabilitatea pentru viitor. La Olivo, boabele bine crescute, cu grijă recoltate, sunt prăjite artizanal și vândute într-un mod sustenabil, care ne asigură că ne vom putea bucura de cafea și în anii ce urmează. Îți recomandăm să le faci o vizită pe www.prăjitoriaolivo.ro sau dacă ești în trecere prin Cluj-Napoca, chiar să le vizitezi cafeneaua aflată pe Bulevardul Eroilor numărul 7. Până atunci însă, din partea noastră și a celor de la Olivo, ai o pungă de cafea cadou. Ca de fiecare dată, tot ce trebuie să faci pentru a o câștiga este să asculți acest podcast până la final, iar apoi să urmezi instrucțiunile din descrierea episodului. Invitata mea de azi este dr. Cristina Pușcaș, colega mea chiar de aici din Cluj-Napoca, cu care sigur împărtășesc multe în ceea ce înseamnă pasiunea pentru endodonție. Însă dacă vă vine să credeți sau nu, azi ne-am întâlnit pentru a discuta despre ceva cu totul diferit. Ceva surprinzător. Știți cum se spune că în fiecare dentist zace un artist? E bine, pentru Cristina aceasta nu este doar o vorbă, ci un fapt, întrucât ea reușește să îmbine într-un mod sublim arta endodonției cu arta pe pânză. Cred că este foarte important ca noi toți să avem și alte preocupări distincte față de ce înseamnă viața din cabinet. Am descoperit în cadrul acestui interviu cât de frumoasă și captivantă poate să fie pictura și cum te poate transpune într-o lume din care cu greu îți dorești să revii. Te invit să îți deschizi mintea la ceva nou și să te gândești dacă arta ar putea să fie una dintre noile tale pasiuni. Îți doresc audiție plăcută sau vizionare plăcută dacă ne urmărești pe YouTube. Salutare tuturor și vă urez bun venit la un nou episod și desigur că îi urez bun venit și lui Cristina, care astăzi a acceptat invitația mea și sunt foarte bucuros pentru că a făcut-o, întrucât vom discuta despre un subiect cât se poate de interesant. Arta. Și nu orice artă, ci arta contemporană. Poate o să vi se pare un subiect ușor diferit sau, eu știu, ceva deosebit pentru o discuție între doi stomatologi, însă eu sper să fie și o temă foarte interesantă, pentru că nu așa ne place să gândim, că noi când mergem în cabinet facem într-o oarecare măsură și artă. Dar oare ce înseamnă arta dincolo de cele 8 ore, 9, 10 sau cât petreceți alături de pacient, ca și hobby, ca și pasiune, acasă sau de ce nu într-un studio? Și tocmai de aceea, dacă îmi permiți, Cristina, aș vrea să spun ca primă întrebare, cum de ai ales acest drum? Cum de ai început să practici sau să faci artă? Bună, Bogdan! Am ales să fac artă de mică. Cred că sau cumva ea m-a ales pe mine, știi? Orele alea plictisitoare în care mai întorci caietul și mai schițez ceva, au fost super benefice și acolo am început eu, de fapt, desenul. Apoi, cu anii facultății, am lăsat deoparte pasiunea asta, pentru că știi că facultatea de medicină îți ocupă tot timpul. Și apoi, de ziua mea, am primit un șevalet de la sora mea, care m-a impulsionat și a zis, măi, ai uitat de pasiunea asta ta cu desenul și poate ar trebui să o reiei. Șevaletul a stat vreo 2 ani într-un colț și culorile de ulei. Apoi am încercat să găsesc un context care să mă stimuleze și am găsit un cerc de pictură foarte fain. Eram 5-6 oameni, ne întâlneam de 2 ori pe săptămână, o atmosferă relaxantă și acolo a înmugurit cumva arta asta pe pânză, pentru că până atunci totul era rezumat la hârtie, la creion, cam atât. În schimb, în cercurile astea
am redescoperit pasiunea de a desena și a desena cu pensula, nu cu creionul, ceea ce e fantastic. Dar foarte, foarte interesant cum ai pus în frază faptul că anii de facultate, sigur că sunt destul de dificili, dar de multe ori, și sunt convins că toți s-au convins de lucrul ăsta, facultatea de medicină te încadrează în niște norme destul de stricte, nu? Știm cu toții că medicina, într-adevăr, nu e o știință exactă, dar totdeauna când executăm o anumită manoperă, ne încadrăm în niște parametri, nu? Trebuie să fie în acei parametri, pentru că altfel nu este corectă. În schimb, ce arta îți dă o oarecare libertate, nu? Ai puterea de a te exprima într-un mod sau în altul, nici unul nefiind neapărat cel corect. Corectitudinea oarecum stând în ochiul privitorului. Și atunci, nu știu, ți-a fost greu să-ți redescoperești, să-ți redescoperi, scuză-mă, libertatea asta de a-ți da frâul liber imaginații sau, eu știu, dorinței tale de a crea ceva de la zero. Deci să punești la zero și să pui pe canvas ce te-ai gândit sau ce ți-ai dorit. A fost dificil sau ai putea spune că ar fi un lucru care ar putea să-l facă orice dentist, de exemplu, care poate vrea să pună mâna pe o pensulă? Eu cred că toată lumea este capabilă de a pune mâna pe o pensulă și de a face artă. Că arta contemporană este, se bucură de o diversitate și artistul contemporan este complex și eclectic. Doar că trebuie să ai curajul să-ți regăsești lumea interioară și să ai curajul să o expui pe pânză. Și apoi să ai curajul să-ți expui arta într-un vernisaj și să îți asumi reacțiile publicului, a privitorului. Că, de fapt, poți să fii artist, dar să nu poți să... Să ai curajul să expui ceea ce faci. Și asta cred că e un pas înainte pentru mine. Primul meu vernisaj a fost la fostul cinematograf Urania, cei din cercul de pictură care îl frecventam. Și a fost un mare pas înainte. Am reușit să expun ceea ce am creat în decursul a câțiva ani și m-am bucurat de reacția publicului. Și cred că asta e, de fapt, cea mai mare satisfacție. În regulă, dar îmi spuneai un picuț că ai făcut această trecere de la a desena pe hârtie către canvas. E o trecere dificilă? Adică dacă mă gândesc acum, poate aș vrea și eu să mă apuc, nu să desenez, ar trebui mai întâi să mă apuc să desenez pe hârtie și apoi pe canvas sau nu există neapărat o regulă? Nu cred că există neapărat o regulă. Desenul te ajută foarte mult. Desenul este o bază în pictură. Acum, dacă vorbim despre pictura abstractă, nu prea. Dar cred că ajută. Și mai ales desenul anatomic, care l-am și făcut în facultate, m-a ajutat foarte mult pentru arta figurativă. Și altfel... găsesc să desenez un portret sau un corp uman, mi-e mai ușor decât probabil unui artist care nu are noțiunile de anatomie. Da, posibil și destul de probabil ca mulți de noi să fie, să zic așa, cel puțin inițiat în desen anatomic. Mi-aduc și o aminte acum de primii 2 ani de facultate, când ca să pot să rețin ceea ce învățam, mereu trebuia să-mi desenez, nu găseam o altă variantă. Acum n-aș ști sigur dacă desenele mele erau o replică suficient de valoroasă, dar cu siguranță eu mă străduiam. Regulă și îmi pot spune, deci odată ce ai intrat într-un astfel de cerc de pictură, nu știu, cum îți desfășori acolo activitatea? Este o presiune de a excela? Adică mă gândesc că oamenii sunt diferiți, nu? Și poate unii sunt la un anumit nivel, alții la un anumit nivel. Știi, de cele mai multe ori cu un hobby în viața asta noastră de medic stomatolog, ceea ce observ că se întâmplă este că poate să îți acaparezi destul de mult timp și sunt mulți care oarecum, nu aș spune că se pierd în acel hobby, dar îi observ cum le dă o competitivitate care este la o limită
cu frustrarea. Și lumea aceasta a artiștilor, în măsura în care eu o cunosc, tu ești mult mai în măsură să ne oferi o informație, eu am văzut-o ca o lume destul de competitivă, în ideea în care mereu încerci să-ți depășești limitele, și ai așa o sete de a fi mai bun cât mai rapid cu putință. E oare o percepție corectă sau tu ai văzut altfel lucrurile? Ce ai putea să ne spui despre asta? Cred că în artă trebuie tot timpul să încerci necontenit să te descoperi. Adică, observând lumea exterioară cu cât mai multă finețe, ajungi de fapt să cunoști lumea ta interioară și apoi să o expui pe o pânză. Și cred că asta dezvoltă foarte mult autocunoașterea, știi? Dar reacțiile, de exemplu, la primul vernisaj la care ai participat, cum au fost? Adică aș vrea să știu, de exemplu, cu reacții negative dacă te-ai întâlnit și cum le-ai confruntat sau cum le-ai acceptat sau care a fost feedback-ul care, să zic așa, l-ai imagazinat și cum l-ai analizat ulterior. Da, acum publicul larg așteaptă să vadă tablouri vesele, nu știu, imagini care să-ți aducă o trăire, nu știu, pozitivă. Nu toți artiștii fac asta și cred că arta adevărată este cea care merge acolo în străfunduri și scoate totul la suprafață. Și când pui aia pe pânză, clar că publicul are o trăire. Poate să nu fie o trăire pozitivă, dar atâta timp cât mișcă privitorul, este artă. Dacă nu mișcă, eu zic că n-ai făcut nimic. Da, e foarte frumos spus și destul de adevărat. Dar, nu știu, consider că pentru ca cineva să poate să priceapă sentimentele astea sau ca să le poată trăi, trebuie să aibă anumite cunoștințe, adică, de exemplu, un necunoscător, un individ care poate n-a fost niciodată la un vernisaj, poate a văzut tablouri la un muzeu, da, a fost la Muzeul de Artă, poate în București, că nu a vrut să-l viziteze, dar a trecut prin acele galerii privind culorile, privind tablourile, fără o noțiune. Ar putea să participe la un astfel de vernisaj, să-ți vadă munca și crezi că ar putea să perceapă o anumită trăire sau ar fi poate mult prea dificil pentru cineva care nu este din această lume? Din această lume artiștilor, mă refer. Nu cred că este dificil. Eu cred că trebuie doar să vrei. Dacă participi la un vernisaj, poți să te bucuri de, în primul rând, de atmosferă. Apoi poți să vezi paleta de culori, poți să vezi formele. Deci nu neapărat trebuie să înțelegi arta la un nivel detaliat, dar ceva tot te va mișca în acel context. Și de fapt, asta înseamnă artă, ceva ce te aduce la viață, cumva. Ok. Și, să zicem așa, dacă odată ce am vizitat acest vernisaj, da, ceva trăiri au fost trezite mine și am fost foarte încântat. Și uite, îmi doresc și eu. Îmi doresc și eu să pun mâna să pictez. Nu știu, să zicem că te-aș suna pe tine, da? După ce se termină acest interviu, te sun și spune, Cristina, mi s-a părut foarte interesant și eu vreau să încep să pictez. Ce mi-ai recomandat tu să fac ca prim lucru? Să-mi cumpăr un șevalet și să fac ce? Să mă apuc să pictez la mine acasă, să-mi găsesc momentul de inspirație sau poate să vin într-un cerc de pictură cum ești tu sau care ar fi pașii? Cât mi-ai spune, de exemplu, pe zi să îmi aloc pentru acest hobby, dacă poate înainte de a mă apuca să pictez efectiv, trebuie să citești ceva ca să am ceva noțiuni de nu știu, de cromatică, de culori, de așa, geometrică, sau pur și simplu să încep? Asta este primul lucru, să încep. Acum depinde unde vrei să duci chestia asta, pasiunea asta. Poți să începi prin o chestie oficială, să dai la o facultate de profil. Dacă vrei să faci doar în timpul liber, poți să urmezi niște cursuri private. Poți să începi să studiezi puțin istoria artei, să vezi curentele, să vezi ce îți place, ce te intrigă, ce stârnește curiozitatea, cromatica.
Iar apoi să vezi dacă te ajută și mâna, pentru că este puțin talent aici în spate. Este multă muncă, dar este și puțin talent. Okay, dar ne putea spune, de exemplu, care e procesul prin care tu treci când te apuci de un tablou nou? Momentul vine de la sine, momentul este planificat, eu știu, stabilești, uite, peste 3 săptămâni am 2 weekenduri libere și la 2 weekenduri libere vreau să fac ceva. Sau cum îți găsești momentul oportun? Mi-aș dori să pot face asta, dar m-am regăsit în situația penibilă de a sta în fața unei pânze cu orele. Și atunci cumva vine din interior și când simt că trebuie să pun ceva pe pânză și am o idee cumva conturată, slab, mă duc în fața pânzei și schițez ceva. Mă ajută foarte mult schițele. Aha. Din schițe îmi dau seama dacă vreau să duc ideea mai departe sau o las la nivel de schiță. Este ca și un exercițiu, știi? Mm-hmm. Nu-ți lași mâna și creierul să se atrofieze în sensul ăsta al liniei, al tușei care trebuie să fie spontană. Îmi plac tușele spontane, nu foarte bine lucrate. Am testat și arta suprarealistă, unde totul este meticulos și nu mă prea caracterizează. Îmi place spontaneitatea. Mm-hmm. Și uite aici un contrast cu stomatologia, unde nu poți să fii spontan. Da, numai că asta aș fi vrut să te întreb. De exemplu, noi, în profesia noastră, și aici e indiferent de specializare, când mergi la cabinet, cumva ziua ți-e foarte bine conturată. Adică dacă ești un tip, și asta ne dorim, nu? Să fim foarte bine organizați, ca ziua să fie foarte bine conturată, nu mi-ar plăcea să mă duc la cabinet și să știu că am de făcut 3 tratamente endo, dar de fapt să văd că de fapt sunt 2 igienizări și o restaurare, nu? Pentru că m-aș gândi că, mă, ceva s-a întâmplat total greșit, organizarea nu a fost potrivită. În schimb, iată un contrast destul de puternic cu ceea ce înseamnă artă. Și aici sunt curios, cum îmbin profesia cu acest hobby? Cum faci trecerea de la o persoană care trebuie să fie destul de riguroasă și ulterior o persoană care trebuie să fie spontană și pregătită oricând de a-și da frâu liber talentului? E o trecere dificilă sau o percep ca fiind o chestie naturală, proprieție, și atunci nu sezizezi diferențe, nu sezizezi treceri? O văd foarte naturală, pentru că atunci când sunt în atelier, sunt doar eu cu mine. Am uitat să precizez că în urma cursurilor de pictură mi-am luat un atelier pentru că mi-am dat seama că lumea din jur îmi cumva distrăgea atenția din tot ce încercam eu să trăiesc și atunci mi-am dat seama că trebuie să lucrez singură. Okay. Mi-a luat inima în dinți și am zis că pot. Asta e o paralelă iarăși foarte interesantă cu noi stomatologii, nu? Că și noi în cabinet suntem singuri, vine cu asistenta și pacientul, dar în mintea noastră suntem singuri, pentru că noi suntem cei care să zicem, conturează planul terapeutic și apoi îl pun în aplicare. Cu ajutorul asistentei, sigur, cu ajutorul instrumentelor, dar noi suntem singuri. Iată că oarecum în studio înțeleg că faci cam același lucru, nu ești tu singură, de asistentă nu ai nevoie. Și îți conturezi propriul lucru. Deci asta ar putea să fie o chestie destul de interesantă. Dar foarte faină asta cu studioul. Și atunci, ce se întâmplă? De exemplu, ești de la cabinet și mergi în studio pentru... Exact. Oh, ok. Și cam cât petreci? Uite, asta e, dacă îmi permiți, încă o întrebare foarte interesantă legată de hobby-uri. Pentru că, de multe ori, ceea ce am văzut că eu fac... este să mă pierd în pasiunile pe care le am. Și atunci îmi planific ziua, dar încerc să planific ziua. Zic, ok, uite, astăzi am de făcut 3 chestii. Dar încep cu a face lucrul ăsta care mie îmi face plăcere, a face acest hobby, și după care îmi dau seama că au trecut orele și să termin ziua și n-am făcut decât acel lucru. Și atunci cumva am niște mustări de conștiință când zic, bă, uite, am făcut numai ce îmi place, dar poate trebuia să fac și ce trebuia ca să nu reușesc. Și atunci eu personal am încercat să fiu mult mai riguros cu mine. Tu cum te împaci cu lucrul ăsta? Cum găsești echilibru între un hobby care să-ți bucure sufletul și care să-ți dea energie pentru ziua care vine, dar în același timp să fii conectată și la viața de zi cu zi? Bună, mai puțin bună, așa cum e ea.
Eu mă bucur dacă reușesc să am 7-8 ore în care uit de mine. Înseamnă că se întâmplă ceva, adică va ieși un produs final de calitate. Chiar cred că într-o pasiune trebuie să aloci mult timp lucrurilor ca să iasă ceva adevărat. Și eu, odată ce ies din cabinet, încerc să mă deconectez și să nu mă mai gândesc la pacienți, la cazuri. Mi se pare că ne consumă suficient pe moment și suntem psihic destul de solicitați ca să mai stăm să ne gândim și acasă. Da, nu, e foarte corect. Și s-a întâmplat vreodată ca ceva din cabinet, ca experiență, ca idee, ca fapt, să transpui în pânză? Să spray de acolo inspirația, de acolo să-ți vină o pornire sau niciodată? Niciodată. Mă gândeam niciodată. Așa, nu? Pentru că mulți dintre noi sunt foarte investiți în munca pe care o fac, sunt foarte legați de ea și atunci de multe ori încearcă să transpună sau să facă paralele cu hobby-urile care le am. Eu, sincer, mă gândeam foarte mult la zilele trecute, stăteam și analizam că m-a întrebat cineva, nu de alta, că de ce treaba asta cu cafele sau ce legătură are un dentist cu cafele. Și am stat și m-am gândit că, de fapt, mie cred că îmi place pentru că e o chestie foarte meticuloasă. La fel ca endonția. Adică totul este la milimetru. Nu poți să pui 29 de grame de cafea și să ai același rezultat ca și cum ar fi 30 de grame. Nu poți să ai o presiune de 7 bar, la fel cum ar fi 7,2. Totul e foarte precis. Și atunci cred că, de fapt, asta m-a atras mai mult decât orice altceva. Faptul că e o chestie foarte meticuloasă. Nu neapărat, să zic eu, băutura în sine. Poate dacă era altceva, poate la fel, dar lucru meticulos. Și atunci m-am gândit că poate pasiunea care eu am a izvorât într-o oarecare manieră din muncă. Tocmai de aceea te întrebam. Și atunci inspirația ta mi-a zis că vine practic de jurul pe jurul tău. Dar cum? Deoarece dacă petreci 8 ore în cabinet, când mai ai timp să iei inspirație din jur? Păi, tu observând lumea exterioară, ajungi să te cunoști pe tine. Acum, eu nu prea corelez viața din cabinet cu trăiri. Pentru că noi ce facem acolo sunt niște protocoale. Nu mai ai ce să te surprindă. Mm-hmm. Corect. Un caz greu, un instrument fracturat, un... Bun, le-am trăit pe astea, nu mai sunt senzații, știi? Da, și atunci devii introspectiv, te îndrepți spre tine. Pentru că aici cred că trebuie să îndrepte atenția și să ajungi să te cunoști ca să poți să dai în exterior tot ce e mai bun. Iar în ceea ce privește, eu știu, modul în care îți alegi culorile, din nou, cum ne-ai putea spune oare informații cu privire la lucrul ăsta? Adică ai observat de-a lungul timpului că poate este mai facil să lucrezi cu anumite culori și, eu știu, să o obții un fel de gratificare ulterior? Mai devreme ai făcut o mică paranteză în care ne-ai spus că oamenii se așteaptă să vadă lucruri care îi bucură. Deci s-ar părea că totuși cred că anumite culori ar trezi, poate, eu știu, o plăcere mai mare în majoritatea audienței. Ești în vreun fel înclinată la a folosi anumite, eu știu, cromatici sau niciun fel de lucru, din nou totul derivă sau pornește de la sine? Îmi place foarte mult să lucrez în cărbune. Cred că începând cu desenul ca și bază, m-am obișnuit foarte mult de a studia umbrele și tonuri de alb-negru. Ok, dar poate multă lume nu e la curent cu seama să lucrezi în cărbune. Ne-ai putea spune așa, într-un mod foarte simplu, cam ce presupune? Da, mă rog, este un desen făcut efectiv în cărbune, ca și în creion arată cumva, doar că cărbunele se prezintă și sub formă de praf, poți să-l împrăștii și sub formă de mină, dar efectul este acela de desen, okay. Efectiv. Acum, ca și cromatică, am foarte mult testez culori și amestec culori și le pun pe pânză. Sunt pânze pe care le pictez în 3 straturi până ajung unde vreau sau să-mi exprime ceea ce vreau.
Pentru că ochiul obosește de la un moment dat. Încerc să lucrez foarte mult în lumină naturală. Ochiul obosește la un moment dat și de multe ori dacă pictez seara târziu și revin la pânză dimineața, impactul e altul. Și trebuie să am mare grijă că lumina te induce în eroare. Și de aia foarte mult testez. Plus pânza umedă are o altă reflexie a luminii. Trebuie să ai răbdare. Și îmi place zona asta de testing, știi? Este captivantă. Și astăzi de câte ori spune că sau mergi zilnic la studio? Acum cu pandemia nu mai am studioul. Am o cameră care am transformat-o în studio. Și da, merg zilnic. Da. Dar ok, deci acum practic este, să zic așa, un hobby care îți ocupă o mare parte din timpul zilnic. Nu? Înțeleg. Dacă îl faci zi de zi, e clar că îți ocupă cel puțin o oră sau două, mă gândesc că investești acolo. Da, acum depinde. Sunt zile în care, nu știu, organizez culori. Sunt zile în care mai fac o schiță. Nu neapărat fiecare zi este productivă, în sensul că se finalizează cu o lucrare majoră. Dar eu cred că fiecare pas duce înspre realizarea unei lucrări. Pentru că de ce te întrebam? Eram foarte curios despre cum anume s-a schimbat, eu știu, percepția ta asupra lumii care ne înconjoară și modul în care tu îți trăiești viața odată ce acest hobby a început să devină, eu știu, tot mai prezent. Pentru că arta, într-adevăr, eu cred că este o cale de a te cunoaște mult mai bine pe tine și îți deschide, într-o oarecare măsură, nu știu dacă e folosit corect propoziția, dar interiorul către exterior. Și atunci, oarecum, cred că se întâmplă o serie de schimbări în tine. Mi-ai putea spune cum anume, de când acest obiect a devenit mai prezent în viața ta, cum anume te-a schimbat pe tine? Ce crezi că ți-a adus, eu știu, diferit? Care sunt bunătățirile? Că, de fapt, asta m-ar interesa în mod principal. Lucru care poate interesează și pe cei care ne urmăresc. Cum anume un hobby de genul ăsta l-ar putea modifica viața? Cred că sunt mult mai atentă la detalii. M-am trezit fixată pe anumite obiecte, studiind lumina. Deci, efectiv, mă uit la un obiect care l-am în casă și mă fascinează cum se proiectează lumina, ce umbră produce acel obiect. Și am ajuns un fin observator. Asta mi se pare că dezvolt. Și prin multitudinea de imagini care le înmagazinezi vrând nevrând, poți să expui asta apoi pe pândă. Pentru că fie ai un obiect real care îl pictezi, fie ai o imaginație foarte bogată. Ori trebuie să ne dezvoltăm imaginația. Da, un lucru foarte important. Dar oare ai încercat vreodată să treci granița către un alt domeniu al artei? Dincolo de pictură să încerci și altceva? Sau niciodată nu te-a fascinat? Am încercat tolăritul. Ok. Și? Ce ne putea spune? Este foarte greu. Ok, da. Cred că orice lucru la început e foarte greu. Pe mine, dacă m-ai întrebat, pictura e foarte grea, probabil, îți voi spune. Păi nu, tolăritul presupune și forță. Chiar dacă nu-ți vine să crezi, trebuie să depui o adevărată forță să modelezi acea bucată de lut. Ok. Și e foarte, cred că trebuie să fii perseverent și autodidact. Nu este o școală, nu cred că este o școală de olărit. Nu știu, probabil sunt ceva cursuri sau... Mi-am și achiziționat o roată de olar pe care n-am folosit-o, din păcate, dar în viitorul apropiat sper să o pun în funcțiune. La fel ca și valetul, poate stă 2 ani și apoi o întrebuință. Corect, cred că asta e perioada... Da, deci... e destul de interesant, pentru că, bine, și pictura, dar și oloritul sunt lucrurile care le faci cu mâinile și atunci, practic, lucrezi din mâinile tale și cred că hobby-urile astea în care tu construiești ceva, eu cred că gratificarea pe care o ai la final e mult mai mare decât,
nu știu, diferite hobby-uri unde practic nu tu ești artizanul întâmplării, să spun astfel. Nu, no. Da, interesant. Ok, deci olăritul a fost altceva? Mai existat oare? Olăritul. Ai mai cochetat cu alte lucruri? Chiar poate nu l-ai pus în practică, dar mai te-ai gândit la ele. M-am apucat de cursuri de chitară. Ok. Iubesc chitara. Și rămâneam tot timpul așa plăcută, surprinsă, când auzeam o chitară în jurul meu și am zis, măi, dar trebuie să încerc și eu asta. Trebuie să văd cum se simte să fiu eu cel care cântă la acest instrument. Și deși n-am nicio bază muzicală în spate, mi-e foarte greu, recunosc, dar tipul cu care fac chitară mă încurajează și îi mulțumesc că are răbdare cu mine. Cred că la un moment dat, cu multă perseverență, voi ajunge măcar să pot să vorbesc, să-mi prezint două melodii în public. Da. Eu îți doresc multă baftă, sunt sigur că prin perseverență și prin dedicație putem să realizăm de multe ori lucruri care ne-ar surprinde chiar și pe noi. Cei de astăzi, privind către viitorul ce ne așteaptă. Și acum aș vrea să îți adresez o întrebare care nu este neapărat legată de pictură sau de arte, ci mai legată de hobby-uri și modul în care tu ai înțeles sau modul în care tu înțelegi acest hobby ca fiind un impact asupra vieții tale. Dacă ar fi să le recomand celor care poate astăzi n-au niciun hobby, poate astăzi viața lor este una, n-aș spune monotonă, dar poate una destul de protocolară, care se învârte niște parametri fix și mă trezesc, merg la cabinet, fac o muncă considerabilă și o muncă care necesită efort, pe care o fac foarte bine, dar apoi vin acasă și prefer să mă uit la televizor și apoi să mă culc. Le-ai spune că e important să-și aleagă un hobby, le-ai spune că e important să-și caute o pasiune. Sau consider că ar trebui să aștepte să vină de la sine, nu știu. Măi, mi-e foarte greu să cred că poți să faci doar asta. E chiar trist. Nici nu știu ce sfaturi să dau în cazurile astea. Probabil trebuie să încerci să ieși din zona de confort. Omul este efectiv fascinat de confort, tot ce este bine și călduț, nu mai facem nimic. Nu știu, să-ți urmezi intuiția și să nu cuantifici câtă energie și muncă ar fi în spatele, nu știu, unei îndepliniri a unui vis. Mi se pare că aici se împotmolește multă lume. Îmi place să fac aia, dar n-am timp, trebuie să ajung acolo, trebuie să renunț la altele. Toată lumea cuantifică, ori pasiunile nu ar trebui să aibă o cuantificare în timp, bani. Da, așa este, da. Și ce mai vreau să spun apropo de ce eu mai discut cu colegi și mai întreb, nu mai spun despre lucruri care îi fascinează sau lucruri care îi interesează. Și și întreb, dar tu de ce nu faci asta? De ce nu? Că nu trebuie să ajungi la nivelul de expert sau de maestru. Poți să o faci în timpul liber și o să fii mereu un amator, de un lucru care îți bucură sufletul. Și de multe ori primesc ca răspuns faptul că nu vor să se facă de râs. Și asta e un lucru cu care, de exemplu, și eu m-am confruntat când poate în cercuri de experți, în cercuri de oameni care, de exemplu, s-o ocupă zilnic cu cafeaua și pentru ei o profesie, am pus câteva întrebări care poate erau hilare pentru ei și de multe ori am fost luat în derâdere, dar lucrul ăsta n-aș putea spune că m-a afectat foarte mult, pentru că eu mi-accept nivelul de hobby, nivelul de amator, nivelul de, cum vrei tu să o iei. În pictură, de exemplu, la tine a existat așa ceva, în momentul în care poate un lucru nu ți-a ieșit așa cum a trebuit, ai simțit cumva că cercurile în care te învârți exerci o presiune negativă asupra ta, ai fost luat în derâdere poate sau, eu știu, mustrat e mult spus, dar atenționată că nu e chiar ce trebuie, pentru că mulți aici se blochează. Ce le-ai spune? Cum să treacă de un astfel de, eu știu, impas, hop? Da, ai mare dreptate, însă arta ne ajută cumva prin simplu fapt că nu trebuie să fie totul estetic.
Adică estetismul mi se pare că în arta contemporană cam piere și nu e neapărat de dorit. Dar ceea ce mi s-a întâmplat mie personal în cercurile de artiști este să fiu un pic marginalizat prin simplu fapt că nu am studii în domeniu. Aha, am înțeles. Nu am crezut că și în artă trebuie să ai o diplomă. Se pare că e de apreciat. Totuși tind să cred și nu mă las bătută. Nu cred că nu poți să faci artă fără o diplomă în domeniu. Nu este ca și în stomatologie. Da. Unde... Dar în artă suntem așa de liberi încât nu cred că o diplomă te poate ține departe. No, și repercursiune probabil că sunt complet diferite. Mă gândesc că cel mai rău care s-ar putea întâmpla este ca propria creație să nu fie ori la nivelul propriilor așteptări, ori la nivelul așteptărilor celor care o văd. În cel mai rău caz. Și atunci poți să încerci din nou. Poate să fie un lucru care să te motiveze să fii mai bun, să te îmbunătățești. Dar, Cristina, am tot vorbit de artă contemporană și eu nu te-am întrebat ce înseamnă arta contemporană. Mi-ai spus și de suprarealism, nici nu e foarte clar ce înseamnă. Câte feluri de artă sunt până la urmă? Păi sunt multe curente. Noi acum, arta contemporană, de fapt, este arta de astăzi, de la jumătatea secolului 20, ultima jumătate, până acum. Păi, consider orice formă în sfera audiovizualului care transmită o emoție, un mesaj, o trăire. Și asta este arta contemporană. Cum am mai spus, artistul contemporan se bucură de o diversitate a subiectelor, a materialelor. Deja, din orice obiect uzual, poți să faci o artă, nu? Arta este omniprezentă și omnipotentă. Chiar a trăi este o artă, nu? Noi suntem și artiștii propriei pânze și privitorii. Acum noi alegem dacă lăsăm pânza goală. Da, corect, foarte frumos spus. Iar dacă cineva ar fi interesat, eu știu, înainte să se apuce de a practica arta, să vadă artă, unde ai sugera că ar fi cel mai bine să înceapă? Sigur, în discutăm despre Cluj-Napoca, deoarece nu este din Cluj-Napoca, dar poți să faci referire la întreaga România, dacă ai astfel de sugestii, da, ca el să aibă un prim contact cu arta. Cred că cel mai ușor ar fi o galerie mică. Adică, sau poți să începi cu niște, cu istoria artei. Mie acolo mi se pare. Să vezi, de fapt, de unde pornește arta, cum a evoluat, care sunt curentele și dacă te atrage și te regăsești într-o parte sau alta. Și apoi poți să dezvolți. Bine, dacă ajungi în New York, recomand National Museum sau MoMA, Guggenheim, după ce ai văzut New York-ul, arta din New York, poți să stai liniștit o vreme. Da, foarte, foarte frumos. Noi când am fost în New York am vrut să mergem la MoMA, dar, de exemplu, în perioada în care noi am fost, a fost foarte dificil să avem acces. Deci, ca fapt divers, nu e neapărat muzeul în care treci prin fața lui și intri. Sau nu întotdeauna. Depinde, cred că, și de perioadă și mai ales de ce expoziții sunt. Nu toate expozițiile sunt accesibile publicului larg întotdeauna. No. Așa este. Dar e, cum ai spus tu, e un lucru fascinant să vezi arta la un anume nivel, chiar dacă ești poate un necunoscător sau, eu știu, un neinițiat al artei, că poate după aia îți trezești apetitul. Bun, în regulă. Cristina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să avem această incursiune în lumea artei și în ceea ce înseamnă arta pentru un medic dentist. Sper că mult mai mulți de azi înainte, poate urmărind acest podcast, să înțeleagă că nu trebuie să fim, eu știu, prinși în aceste rigori în care am fost obișnuiți să fim și că putem să fim artiști, putem să ne dăm frâul liber imaginației, putem să punem mâna pe o pensulă și putem să scoatem din noi tot ce avem mai bun. Trăiri care pot să fie pline de fericire, pline de entuziasm, dar câteodată pot să reprezinte și altceva
poate mai profund, poate mai sincer. Așa este, Bogdan. Îți mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc tare mult și îți doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și așteptăm următorul vernisaj unde sperăm să ne inviți pe cât mai mulți. Așa voi face. Am ceva planuri, așa că ne vedem. Ne vedem. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc o zi cât mai frumoasă. O zi frumoasă. Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai urmărit și sper că această conversație să fi fost una utilă. Dacă vrei să câștigi o pungă de cafea din partea sponsorului acestui episod, nu uita să verifici notițele episodului. Dacă ți-a plăcut acest episod, însă ai avea ceva sugestii pentru noi, te invit să ne contactezi. Suntem mereu convinși că putem face mai bine, iar sfaturile tale ne sunt de mare folos. De asemenea, dacă vrei să ajuți acest podcast să crească, te invit să ne lași un review și de ce nu și câteva stele în librăria audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Dacă urmărești podcastul pe YouTube, un share, un subscribe și, de ce nu, un like ne sunt de mare folos. Până data viitoare, nu uitați să vă susțineți prăjitoriile și cafenele locale, să rămâneți sănătoși și tot ce faceți, să faceți cu pasiune.